O pacientă cere daune de peste 1 milion de euro unui medic și unui spital din județul Alba. Femeia susține că în urmă cu 5 ani, în timpul unei intervenții chirurgicale, i-a fost secționat colonul și de atunci a avut numai probleme. Oana Spiru a urmărit subiectul. Oana, bun găsit! Care este povestea acestui caz? Bine v-am găsit. În anul 2019, susține pacienta, în urma intervenției la spitalul din Cugiri, medicul i-ar fi secționat colonul. De atunci și până astăzi, din cauza problemelor de sănătate cauzate de acea greșeală, femeia spune că a fost nevoită să treacă prin numai puțin de 6 intervenții chirurgicale pentru a reveni cât de cât la normal. Cea mai recentă a avut loc în zona mușchilor abdominali afectați în timpul operației anterioare. Mai mult decât atât, din cauza concediilor medicale repetate pe care a fost nevoită să le ia, femeia susține că a rămas și fără loc de muncă, pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani, ea a dat în judecată atât spitalul cât și pe medicul care a operat-o și cere 1 milion de euro despăgubiri. Managerul spitalului din Cugir spune însă că la unitatea medicală nu s-a primit până acum nicio informare oficială în acest sens. În primăvara acestui an, rudele unui adolescent care a murit la Spitalul Sfânta Maria din Iași au dat în judecată unitatea medicală și au solicitat despăgubiri de peste 3 milioane de euro. Părinții spun că decesul a fost cauzat de infecții nosocomiale contactate în timpul internării în spital, desfășurându-se lucrări de șantier, precum și de decizii eronate ale medicului curant, inclusiv neconvocarea unei comisii abilitate care să analizeze posibilitatea transferului în străinătate. Rămâne de văzut și dacă femeia din Alba va primi banii pe care i-a cerut ca despăgubiri, având în vedere că foarte rar în România s-au acordat sume atât de mari. Atât de aici, la revedere!